Anul trecut când te-am sunat, eu venisem pentru câteva zile în România. De-a zis și Ion. Neluțul este altă fire, până la urmă... Na, știți care-i problema, banii... Mă, Corina, știi care-i problema? Da. Problema e în felul următor. Eu sunt conștientă cu Viorel că avem să vă datorăm niște bani. Asta e. Da? E păcat să... Da. Fi... De ce să stricăm o prietenie? Asta trebuia să vorbiți, că v-am înțeles și cred că am înțeles. Corina. Și au trecut niște ani și deci noi n-am mai vorbit. Și sincer, și acum, cam așa zic, mă prind, dar zic, eu zic că sunt oameni, că în primul rând... Măi, Corina, stai așa, să ne înțelegi în românești, voi ne-ați ajutat pe noi și am fi niște oameni imposibili. Îți dau cuvântul meu de onoare, poți să zic, tu știi câte certuri am avut noi, eu nici nu vorbesc câteodată câte două săptămâni cu Viorel din cauza la nesimțiți ăștia de la Vernești. Eu am venit la nuntă din respect și din milă pentru copilul ăla, pentru Alina, spun sincer. Eu din uite, jur și nu te mint, ți-aduc de față aici, deci din 2007 are să ne datoreze o sumă foarte mare de bani. Și i-am spus, termenul limită este în 4 septembrie. Ei știu cum stau lucrurile și le-am spus clar ca bună ziua. Nu le-am luat dobândă, am și eu datorii cu Viorel la rândul meu la voi și noi de atâtea ori, uite, ți-aduc de față și i-am spus, băi, oameni buni, știți ceva? Uite, chemăm pe oamenii aia de față, cu ce aveți, du-te tu și du-i oameni, la oamenii aia banii și să vezi cum stau lucrurile. Deci mie nu-mi place așa ceva. Da, seama că nici nouă, nici atâta. Cred păi, că... Da, n-am mai avut portocali, vă spun da, nu, că eu oricum vroiam grefe. Am uștit și puțin în gheață, Marina, te rog frumos. Am uitat să zic. Și eu sunt conștientă de lucrul ăsta. Și de-aia îți spun sincer, Viorel îți spun, noi, deci, partea cu fotbalul o lăsăm deoparte. Viorel are procese și acum cu Otopeniu, cu Brăila, iar aici, la Buzău, poți să întrebi pe cine vrei. De un an și 8 luni, el nu și-a luat salariile. De ce? Fiindcă acum, pe 4 septembrie, este ultimul termen al lui domnul primar în procesul Gloria, da. Și Viorel s-a dus și el și-a pus acum, le-a spus clar, eu nu mai stau. Mie îmi datorați și ce aveți de datorat și eu vreau să plec în Irak, că mi-am găsit contract, să mă duc și eu 2 ani, să-mi aranjez și o familie și să stau și eu liniștit. Corina, încă o dată spun, mie mi-e rușine de rușinea ta, spun sincer. Da? Că știi ce? Hai să spun ceva. Când discuți cu niște oameni, niște probleme foarte serioase... Da, și... da, Liniana, da, cred că trebuia să ne contactați, voi oameni. Că dacă nici noi n-am înțeles, dacă nici noi nu suntem, am fost oameni sau suntem, că toți suntem oameni, dar... Corina, toți suntem. Deci îți dau cuvântul meu, eu sunt conștientă de această datorie păi, și da. Eu nu rămân datoare la nimeni, spun eu sincer. Așa am spus mie, eu, că și eu am discuții în casă, una, pentru păi, că... la normal. Și am discuții de păi, ce? Normal. Că, da, Neluțul m-a pus să-i dau, ăia 7.000. 3.000 ți-a dat, te-am luat-o da, ți-a da, dat sora mea da, și 1.000 eu ți-am dat-o cu mânuța mea, nu este dar adevărat. Eu nu știu, dar am fost okay. La femeia asta și, în casă, la Floria. Și 1.000 ți-am dat-o eu, da, mânuța Corina, mea, și 7.000 da. Sunt, putem să facem rău, adică arunce, să mergi să ne judecăm, să... Corina, da, am... hai să spun ceva, da. Din momentul din care am discutat, eu am avut certitudine la oamenii ăștia, ți-aduc, să vină Viorel sănătos, pui mâine de acolo și eu ți-aduc în fața aici. Da, ok, ai dreptate, stai puțin. Că așa deci trebuie are să vină și Neluțul la masă păi, eu și Viorel da, și ei. Așa, eu așa mi-a da, dorit. Da, și eu vreau. Pentru că și eu vreau așa, lucrul ăsta, Corina. Până la urmă... de ce să stric eu o prietenie, mă, Corina, da. Cu Neluțul pentru niște bani? Ma, eu mi-am spus și lui Neluțu, eu v-am dat, ce să spun, că când am dat aia 7.000, nu mai are importanță cine a zis. Știi ce mi-a zis? Tu o să mai vezi banii ăștia? Și am zis, cum adică? Măi, și Corina, de ce să nu-i văd? Pentru că eu am ajutat niște oameni din tot suflet. Eu nu am putut să vând cu Viorel la momentul ăla, uite și acum, vrei să mergi să vezi? Te iau, te urci în mașină și să vezi că și casa, da, fiindcă da. A fost problema în care a fost. Acum am înțeles că o să mai miști puțin piața imobiliară. Ha. Deci îți jur da. Și nu te mint. Fiindcă le-am dar pus... cu partea că are Neon, deci da. N-am eu nicio vină că tu... eu când ți-am dat, nu mi-ai spus, trebuie să-mi dea Neon. Corina, eu să spun ceva, eu m-am bazat, Corina, păi, da, eu m-am bazat pe niște lucruri, hai să spun ceva.
Eu te înțeleg, dar nu poți să-mi spui mie, are să-mi dea, că poate... Mă, Corina, deci vrei să vezi realitatea, că eu nu mint cu absolut nimic, că mi-a zis că atunci eu din câte săptămână, știu, ascultă-mă, eu din credit. Câte știu, Aldi, ce știu eu, nu știu dacă este adevărat, știu că ei v-a dat cât a putut acolo. Cum, așa, Corina? Eu așa mi s-a spus, deci eu spun ce știu. Deci... Corina, eu ți-aduc și deci nu te mint, uite-te, suntem toți la masă. Ce, da, eu știu că așa mi s-a spus, că cât a putut. Dar nu are Corina, dar nu am eu. Vreau să-i aduceți în data. Măi, Florila, să nu te băgată. Nu, deci tu, da, problema ta este că eu am venit de-am luat de la ea, eu vorbesc cu mine, nu. Hai să spun ceva, tu nu trebuia să fii martor, că eu știu ce am luat de la tine. Bine, nu-i singură. Hai să spun ceva, eu sunt... La felul... Eu am fost cea care am venit la tine, da? Da, da. Deci eu am fost cea care... Păi nu, mi-a zis sora ei, da, tu... Adică... Sinceră să spun, eu sunt sinceră și există, Liliana, există un Dumnezeu, am zis, oare mă primi să vorbim? Nu, de ce să nu fiu martoră, că e sora mea și... Dar nu să fii martoră, nu e martoră, dar n-a venit martoră, da, nu a venit martoră, că nu am venit să judecăm pe nimeni, nu le judecăm, vorbim că suntem oameni. Da, pe amărut și rușine, pentru că a dat așa, că au trecut atâția ani și dacă voi n-ați mai dat niciun semn de viață, nu mai spun... Dar eu am venit la tine și am fugit de tine? Păi tocmai, nu, și am zis... Dar tocmai eu am venit la tine la... Eu am zis mereu, Lunelu, ascultă-mă, ascultă-mă, Liliana, ascultă-mă, ia spune Lunelu, ascultă-mă. Am zis și eu, zic că Neion nu are să-i dea ei Neion. Asta e treaba dumneavoastră cu el. Măi, Flori, ascultă-mă ce spun eu, că eu ți-i aduc la masă și mi-a zis că într-o săptămână faci credit. Trebuie să vii dea dumneavoastră. Nu, trebuia să mi-i dea într-o săptămână când eu am cununat pe acești fii. Așa. Și când s-a dus Viorel să scoată banii, eu am extrasul și acum cu ce am împrumutat. Da. Și să vină, eu m-am bazat pe niște lucruri. Și eu tu spui adevărul, că oamenii spun că au să-ți dea, nu mi-a zis mie cât. Asta și Corina, când eram. Tu vrei să-ți aduc aici ca să vezi spun, că sunt realiști. Dar eu din ce am înțeles, numi... ascultă-mă, ei spun că noi le dăm cât putem, când am cine, putut. Cine, mă, Corina? Băi, Corina, am făcut o înțelegere, îți jur, și nu te-am vint, uite, ți-a luat hârtia, am chemat avocatul. Și am făcut o hârtie să ne dea măcar 20 de milioane pe lună. Îți jur pe ochii din cap că știi ceva, în luna mai ne-am întâlnit, știi ce a zis? Da, o să vă dăm câte 20 de milioane pe lună. Corina, cum te-am văzut eu de atâția ani, nu i-am văzut pe ei. Acum nu mai vin nici la fotbal și Viorel le-a dat termen pe 4 septembrie. Nu știu ce faceți, ce vindeți. Liliana? Că nu poți să te duci în curte la ei. Este adevărat ce spui tu. Este cum adevărat fie? Că oamenii știu că au zis că au. Corina, dar... eu i-am dat cu Viorel da, niște bani. Dar eu n-am nicio vină. Am nu mai nicio vină. În 2007 când, că tu nu i-am cerut acești bani. Da. Ai dreptate, dar tu când mi-ai cerut mie, Corina, noi vorbim despre noi, nu am niciun amestec. Păi, despre ce vorbim? Păi eu ce zic, dar tu când mi-ai cerut, nu mi-ai pus condiția, trebuie să recuperez de la Neon sau mă rog de unde ai tu. Bănuiesc că mai ai, dar eu n-am nicio fină în situația asta. Am eu ceva în mintea mea, da. Eu m-am bazat pe niște lucruri care sunt certe, asta eu nu cerut. Vorbesc în neștiință de cauză și mi-am luat și o marjă de siguranță. Așa este, știi că ai recuperat niște bani. Și stai să spun ceva. Și întâmplându-și terminând hârtiile la casa acolo, uite, mergi să vezi la Galați că te arată că toate sunt și la afaceri și la apartament. Știi de ce? Că orașul Galați a decăzut, Corina, îți jur. Fiindcă combinatul siderurgic s-a dus. Este tot. Pa, înțelegi? Dacă stăm așa și... în România sau... Pe... Da, și asta a fost situația. Eu să știi că lunea Luțu, eu... I-am zis, mă, dar mergem, de ce să nu mergem? Suntem oameni, stai puțin. Corina, dar de ce să nu... De ce să... Da, nu, n-am... Da, pentru că până la urmă... Dar noi suntem oameni care suntem deschiși dialogului și de... Doamne, cărește, ce am eu? Că Viorel s-a supărat în ultima perioadă când zice, băi, Liliana, hai să spun ceva. Mi-e rușine să le trec la oamenii ăștia prin față pentru haimanalele astea. Și am venit din rușine și din respect, îți spun sincer, la nuntă, că mai aveam o nuntă al primarul de la Galați și am plecat repede pentru copilul ăla venit. N-am venit pentru ei, că noi dar nu vorbim cu ei. Dar nu am eu nicio... Deci, Doamne, că nu... Dar nu ai nicio treabă. Noi am cunoscut pe acești oameni prin voi, da? Da. Eu nici eu, nu știam... Bă, hai să spun ceva. Eu pentru Iona am un respect deosebit, iar măgarul ălaltul nu mă interesează ce fac ei. Eu cu Viorel, când le-am scos banii din bancă, le-am dat la amândoi. Iar Ion este, cum să spun eu... disponibil și omul vrea să muncească și să facă, în schimb, ălaltul stă și doarme. Și mie mi-e drag să dorm, Corina.
și să fiecare avem obligații de familie. Ultima convorbire, adică ce am vorbit, știi bine, în februarie, Corina, dacă mi-amintesc, 2012, da? Și atunci, nu știu de ce, să-mi vorbească foarte urât, deci foarte urât, și erai lângă el și mă rog. Așa, atât a putut el să știi ce m-a deranjat? M-a deranjat un singur. Ce? Zice, am zis eu atunci greșit când am vorbit cu voi amândouă. Nu, am înțeles că mi-ai jignit. Nu am eu nicio treabă cu domnul Ion. Deci eu n-am nicio treabă. Că... Mă las în dracule de domn, că dacă vrei mâine mă duc și vrei să mă duc cu cefălăi la el cu un domn, că am suferit prea mult. Cine îți dă un punct de bani fără dobânzi, fără nimic? Corina? Tu mă lași în situația asta sunt și eu. Eu nu sunt tot în situația asta. Nu, dar eu nu sunt dar eu nu sunt tot în situația asta. Cine îți dă un bun de bani fără doi grupe? Mai are de recuperat de la un domn. Și uite cum l-a sunat. I-a dat 10 milioane. Bine, n-aveam suma aia. I-am dat 1000 de lire și i-a dat niște bani. I-am dat 1000 de lire la un domn de aici din oraș, da? Ok. I-am dat astăzi, da, este cunoscut. I-am dat astăzi și eu a doua zi i-am cerut, i-am dat pentru un design interior pentru casă. Și a doua zi, pentru că am avut ceva probleme cu tâmplăria și ar trebui să stagnez lucrarea, că noi ne-am făcut o casă la Tăbărăști, cred că știți, ați auzit. Ne-am făcut o casă la Tăbărăști. Băi, Corina, eu, să știi de la mine, eu nu stau numai la Galați, nici la Buzău. Eu, în perioada asta, m-am ocupat de fata, a făcut practică și a doi ani la Regina Maria și a trebuit să stau